L-am cunoscut pe Dumnezeu din tinerețe, dar nu am fost aproape de El. Făceam multe lucruri care nu vroiam să le fac, dar le făceam. Și înțelegeam că nu e corect. Și sufletul meu tot timpul aștepta să nu fac ceea ce eu nu vreau să fac. Și simțeam tot timpul un gol în suflet. Nu mi-ajungea ceva, simțeam o gaură adânc în suflet. Am primit o traumă sufletească și am înțeles că Dumnezeu mă iubește și am înțeles că fără Dumnezeu nu se poate de trăit și am început să mă apropii de Dumnezeu, să plâng și să mă rog cu lacrimi, că altfel nu a fost. Și prin smerenie, prin rugăciuni adânci, prin post și prin rugăciuni am înțeles că Dumnezeu e salvatorul, El e doctor, trupul și a sufletul. Fără Dumnezeu nu poți face niciun pas. Și am hotărât să-mi dedic viața lui Iisus Hristos și cu ajutorul Domnului să primesc botezul și să-L urmez pe Iisus Hristos ca să fie sufletul meu mântuit și eu să nu mai am o gaură în suflet, dar sufletul să fie împlinit. Și dau un sfat care ascultă, nu vă depărtați de Domnul, cât mai aproape de Domnul, cu atâta e mai bine. Iisus a schimbat mult în viața mea. El m-a schimbat mult. El m-a făcut alt om. Care eu, după ce El mi-a schimbat, eu am avut vindecări, am primit pacea și liniștea în suflet și a dispărut teama, a dispărut frica. Cu Iisus nu te tem de nimic și El schimbă tot în viață. El îți schimbă viața și te face om nou, curat și spălat. Numele meu este Alona, am 22 de ani, sunt studentă la Universitatea de Medicină și provin dintr-o familie de creștini ortodoxi. Sămânța dragostei lui Iisus a fost semănată în mine cu mult timp înainte, încă de când eram mică, de către bunica mea. Ea mă lua cu dânsa la biserică în fiecare duminică. Tot ea m-a învățat să mă rog, tot ea m-a învățat rugăciunea Tatăl nostru și cu ajutorul ei l-am cunoscut pentru prima dată pe Iisus. De multe ori când tinerii hotărăsc ca să-L urmeze pe Iisus, ca să-și dea viața Lui, aceștia sunt convinși de cei din jur că nu e bine ce fac sau că încă nu e timpul, că sunt prea tineri, că mai au timp în viitor. Dar, nu știu, oare mai avem timp? Sau alții pot să spună că dacă începi să mergi la biserică, că ai intrat într-o sectă care doar vrea să-ți spele mințile și la fel nu e bine ce faci. Pot spune că acest lucru mi s-a întâmplat și ce este cel mai grav, că acesta ți-o spun chiar prietenii, dar prieteni care nu-L cunosc pe Iisus. Viața mea înainte ca să-L cunosc pe Iisus era plină de neliniște, de frică. Am avut multe, au fost probleme în familie, dar venind la biserică, eu L-am cunoscut pe Iisus, într-adevăr. Am ajuns la biserică fiind invitată de o prietenă. Cel mai mult m-a impresionat dragostea oamenilor, prietenia și afecțiunea care o au unii față de alții. Am văzut aici familii fericite, am văzut cum lucrează Dumnezeu în viața lor și mi-am dorit ca să am și o parte de acest lucru în viața mea și poate în viitoarea mea familie. Venind aici, am conștientizat că viața mea fără Iisus nu înseamnă nimic. Eu am înțeles că Iisus a murit pentru mine, că a suferit pentru păcatele mele și am vrut ca să trăiesc și să fiu pe placul Lui în viitor și că toată viața mea care urmează să mi-o dedic doar Lui. Cea mai mare bucurie a mea acum este să primesc botezul și să fac voia Domnului tot restul vieții mele. Am crezut în Domnul toată viața mea. Tot timpul socotem că Dumnezeu mă aude, dar e departe. Eu niciodată nu m-am gândit că El este prezent
Și mă vede și îmi controlează inima, rărunchi, cum scrii și în carte și, și mă cunoaște. Nu credeam că mă cunoaște. Însă când am auzit de biserica aceasta, eu am început să citesc cartea Biblia. Tăban în momentul ăla, fiic-mea s-a botezat, s-a pocăit, tot cu moldovenii prin Italia, și-a venit acasă cu cărțulie, ne-a pus Biblia pe masă și-a spus, mama, 150 de psalmi, le-ai luat, le-ai citit și ai văzut cum tu crezi și cum tu trebuie să crezi. O șiudă pe dânsa, a venit hâtra mami, a venit să mă înveți pe mine cum să cred. Când a început să citesc psalmele, mi s-a deschis inima, a început a plânge, a început a controla viața. Am văzut cum eu nu sunt dreaptă, cum nu sunt corectă. Și mi-a schimbat total ideile, mi-a schimbat total viața. Pentru că eu am început să cunosc și să mă rog în prezența Domnului. Vedeam că Domnul e cu mine, mă ascultă, îmi răspunde la toate întrebările mele, la toate cererile mele. Îi mulțumeam lui Dumnezeu din adâncul sufletului, din adâncul inimii. Și simțeam o prezență pozitivă. A început să-mi dispară frică, a început să-mi dispară grijile lumești. M-am hotărât, am venit odată, țin minte, eu, astăzi 3 ani în urmă, așa m-am plut o jele de la o predică, că am început să plâng și am spus, nu, eu cred că aici să mă opresc și eu să merg înainte cu Domnul, că eu l-am simțit că El este cu adevărat, până acum credem că El este de-ai departe, de El deja mă cunoaște și eu am început să cunosc cuvântul și am spus că dacă eu dau înapoi, probabil că să fac un păcat foarte mare, iar mă întorc la cele vechi, la mingiul, la... că îți permiți orice să faci când nu-L cunoști pe Domnul și n-ai frică de El. Și acum, când ia ca a fost sărbătoarea mare, Paștele, eu spun, Doamne, ai murit pentru păcatele mele, ai murit pentru fără de legile mele și ai înviat și eu stau încă la gânduri să fac eu legământ cu Tine, Doamne, sau nu. Pentru ce mai stau eu la gânduri? Pentru că mă tem să nu întârzâi. Și m-am hotărât. Sunt fericită că m-am hotărât și sunt bucuroasă de toate. De toate lucrările care le faci și minunile care le faci Dumnezeu în viața mea. Îmi pare eu minuni și nu-mi pare că e adevărat. Nu-mi pare că e adevărat. Vreau să spun că am dus-o în viață, eu sunt tot de păcătoasă. Și fumam și beiam și măcar care m-am conjurat de oameni creștini. Era și mama creștină și soția era creștină și frații și sora. Dar eu mă țineam tare că asta sunt eu. Nu puteam să spun că eu o să mă duc în credință și aș fi copil de Dumnezeu niciodată. Până la un timp. Acum anul este 2015, Dumnezeu m-a binecuvântat cu a treilea copil. Și când se dă etanii analizele, eu a spus că are cancer. Și am spus că mai Tania, poate s-o greșit, trebuie dus undeva mai departe să vedem și cu asta. Tania se ruga, plângea, fratele meu m-a sunat, a zis că Iura, dacă tu te pui în genunchi cu Tania și te rogi la Dumnezeu, știi că Tania va fi vindecată. Eu mă uptam așa, ea, vorbim pe Skype, zic că, Johnny, tu, nu știu, una chiar am și rușinos, eram și cu mândră e mult în mine. Zic că, băi, nu știu, băi, tu promiți că tu te pui în genunchi asta seară cu Tania și te rogi și femeia ta când îți duci la Odessa și faci analizele, când vine acasă, zici că n-are nic. Tu promiți că pui în genunchi? Zic că da. M-am pus seara cu dânsa în genunchi, am mai trecut 2-3 zile, s-au dus la Odessa, au dat analizele, când vine acasă, mi-a zis că Iura, a zis că avem malica erozie. Și prima Tania îmi spune că Iura, tu nu te gândești, prin boala mea vrea să te aducă pe tine la Dumnezeu. Și eu am stat și m-am gândit că asta e drept. Când a fost Tania la Chișinău,
tot mai trecut un aparat, că i-a spus ca să fie copilul cu daună. Eu mai trecut o analiză, când a venit la Chișinău, a zis că nu, e tot în regulă. Asta de acum e a doua mine, care tot mă rugam. Vineam aici în fiecare dimineață, vineam la ora 8 la rugăciune, măcar că eu și mai fumam și mai beiem, dar eram cu inima la Dumnezeu, că știam că Dumnezeu are putere. Și am zis că gata, până aici a fost. Asta de acum, să nu mai aștept mai multe boli asupra mea. Vreau să-L urmez pe Domnul Iisus Hristos, că să am viață veșnică. Eu am văzut și știu ce a făcut Dumnezeu pentru mine. Am murit pe cruce pentru mine. Eu am fost un păcătos, că am fost pierdut și am fost găsit. Mă numesc Iustina, sunt provin dintr-o familie de creștini ortodoxi. De mic copil mergeam cu părinții la biserica ortodoxă, dar multe lucruri nu mi-erau clare. Nu înțelegeam nimic și despre ce merge vorba acolo. Și undeva prin anii 2000, în Gotești, unde locuiam, au apărut niște credincioși, au deschis o biserică evanghelică. A început să vie pastorul ăsta și la școală de unde lucra. Și auzam multe cuvinte despre Dumnezeu acolo, de care la biserica ortodoxă niciodată nu le auzeam. Și mi-a făcut invitație să mergem la dânșa la biserică. Dar avem o frică mare ca să nu mă vadă nimeni, chiar dacă mergeam la biserica aceea, pe ascuns, să nu mă vadă nimeni, să nu știe nimeni, soțul nu îmi dădea voie. În 2009 am suportat o operație chirurgicală la inimă. Nu puteam să mai merg la țară din cauza sănătății, că nu-mi permiteam la frig, la mult muncă acolo. Am decis copiii mai mult, decis ca să trec și eu cu traiul aici în Chișinău. Și mergând pe la spital în șer, m-am întâlnit cu o verișoară de-a mea și ea mi-a povestit că iată merg la o biserică, Filadelfia de aici din Chișinău, nu vrei să mergi cu noi? Și eu i-am zis, da, vreau, de mulți ani caut așa o credință, o biserică de asta credincioasă. Și ea mi-a zis, era într-o joie, în 2013, ne zice, dar nu vrei să mergi cu mine la un grup de ucenici? Că eu merg acolo. Când am mers acolo, am simțit o schimbare totală. Am văzut atâta dragoste, atâta bucurie, o fericire în frații și ei de acolo, cu o ospitalitate foarte bună m-au primit. Și din acea zi am zis, aici e locul meu, eu aici să merg. Și am mers la Biserica Duminicală, aici, cum, pe ușă cum am intrat, o ospitalitate foarte veselă, cu tineret mult, când am intrat în sală, simțeam parcă ceva nou pentru mine, ceva fericire în suflet am primit. Foarte multe lucruri despre Domnul Iisus am aflat, că El s-a dat viață pentru mine, o păcătoasă, și trebuie ca eu să-mi schimb viața. Și fiica Marina auză că eu vreau să iau botezul în apă, ea zice, și eu sunt de acord, merg și eu. Și am hotărât că e timpul să-L primim pe Domnul, să fim botezați în apa botezului. Mă numesc Marina, am vârsta de 23 de ani, deci de mic mergeam la biserică împreună cu mama mea și soara mai mică, la o biserică baptistă din sat. De fiecare dată când mergeam la biserică simțeam o pace, deși eram mică. Cu trecerea anilor am început a merge mai rar din cauza circumstanțelor și anturajul în care mă aflam. Simțeam nevoia de a lua o hotărâre mai aprofundată, de a-L cunoaște pe Dumnezeu, dar ceva mă oprea. Probabil că nevoile care le credeam mai importante
Până când, într-o bună zi, mama m-a invitat la Biserica Philadelphia, frecventa biserica. Într-un final am acceptat. Am venit, mi-a plăcut și am decis să mă înscriu la un grup de ucenizare, din dorința de a-L cunoaște pe Dumnezeu, de a avea o relație mai puternică. Mă simt bine în acest grup. Aș putea spune că multe domenii, în multe domenii s-a schimbat viața mea. Simt că Dumnezeu, într-adevăr, este cu mine. El simt prezent în viața mea. Mă simt altfel. Nu sunt nervoasă. Eram foarte nervoasă. Deci, mereu reacționam urât. Sentimentul dragostei pentru mine era... Nu-l manifestam în felul în care îl manifest acum. Acum mă port altfel cu oamenii. Văd altfel lucrurile. Și ultimii bani pot să-i dau pentru cineva ca să fac un om fericit. Și asta cred că Dumnezeu lucrează prin mine așa. De fapt, de mult vroiam această decizie să o iau, dar mereu spuneam, oare sunt pregătită? Oare prietenii mei vor continua să prietenească cu mine dacă aș fi creștină? Până când mi-am dat seama că e o decizie pe care trebuie să o iau acum, nu trebuie să o mai amân, nu vreau să mai aștept și nu vreau ca cumva să trec printr-un moment mai greu și atunci spun, Doamne, ajută-mă, Doamne, dacă trec peste asta, o să iau botezul. Decizia mea aparține de a lua botezul, de a primi, vreau să trăiesc pentru gloria lui Dumnezeu și cred că e cea mai importantă decizie pe care puteam să o iau vreodată. Mă numesc Chircu Ina. Când am început să activez la Elimul Nou, acum 3 ani, am cunoscut aici oameni fericiți, iubitori, profesori realizați, profesional, personal și cu o mare dedicare în tot ceea ce făceau. Atunci am înțeles că oamenii lui Dumnezeu sunt oameni de succes, dar în viziunea mea de atunci, nici eu nu o duceam chiar rău, așa că am continuat să stau departe de Domnul până într-o zi când am pierdut tot. Familie, siguranța în ziua de mâine, casă. În condițiile când trăiam cea mai urâtă experiență din viața mea, nu aveam voie să cad, nu puteam să cad. Copilul meu avea nevoie de mine. Când am rămas doar cu mine însemi, când am ajuns să nu mai văd ieșirea din necaz, am strigat către Hristos. Doamne, eu nu știu ce să fac. Ajută-ne Tu, eu mă încred în Tine. Și Domnul m-a auzit, s-a îndurat de noi și în fiecare zi am experimentat, am trăit minunile lui Dumnezeu pentru noi. Nu ne-a lipsit nimic. Am fost binecuvântați cu sănătate, cu putere, înțelepciune, dar cel mai important am primit pace și echilibru în suflet, ceea ce de fapt mi-a lipsit întotdeauna. Pentru toate acestea îi mulțumesc Dumnezeu. Da, viața mea fără Iisus nu avea niciun sens atunci. Nu aveam siguranță, ceea ce eu acum am și am primit siguranța. Lângă Domnul eu știu că sunt în siguranță. Aveam frică de ziua de mâine. Cred că Domnul Iisus a murit pentru păcatele omenirii și pentru ale mele inclusiv. De când m-am întors la Domnul, viața mea s-a schimbat radical. Am primit bucurie în suflet, am pace, am liniște. Am tot și vreau să-L urmez pe Domnul
până la sfârșitul vieții mele. Mine mă cheamă Oglesneva Maria. Am 78 de ani. M-am născut în Chișinău. Copilăria mea a trecut ea ca pe aici, pe unde Filadelfia. Căsele noastre erau. Iazul nu era aici atunci. Era tare greu. M-am întâlnit cu mătrinii. Și am venit la Filadelfia cu dânsii, m-am întâlnit și ei, că eu nu știam că e aici. Și de atunci ea că eu umblă în coașă la biserică, ne-i tare ne-a plăcut. În primul rând așa cu oamenii, dacă te aprochi și întrebări întrebare, ți-o răspunde așa, știți, tocmai aici. Și ea că umblă de mai mult de un an. Așa că și în Dumnezeu cred eu și sara, citesc Biblia și dimineața mă scolă, mă rog la Sfântul Iisus, la Dumnezeu. Pentru că trebuie să gândim cu tot sufletul și să credem în Dumnezeu. Să-L urmez pe Dumnezeu, eu nu știu cât o-i trăi și dacă o puteți să îmblă, eu am să vin. Eu tare multe boli și multe operații am avut și de 3 ori am fost moartă fără cunoștință și gândesc că asta numai Dumnezeu m-a ajutat și Iisus Hristos, că eu am revenit și ea ca slava Domnului. Trăiesc. Și ne-am crescut și copchii, și nepoții, și am ușă stranepoții încă. Și vreau de atâta și să mă botez, să știu mai aproape. Am crescut într-o familie creștină și copilăria mea este la biserică. Dar nu l-am cunoscut pe Dumnezeu de aproape. Într-un fel, da, mergeam la biserică, mergeam la școală duminicală și îmi plăcea pur și simplu că era distractiv. Dar la un moment dat am început să-mi pun întrebări despre cine sunt eu, pentru ce m-am născut, în ce constă viața, doar să trăiești, să ai un serviciu, să ai bani, salariu, în ce constă, care este scopul meu ca persoană. Și datorită faptului că mergeam tot la biserică, am aflat răspunsuri și am început să fac idei și să mă gândesc cum ar fi viața mea, dar totodată am înțeles că viața mea nu poate să fie fără Dumnezeu, că viitorul meu depinde doar de El și am înțeles cât de tare depinde de El. Mergeam la o școală necreștină și eram conjurată doar de colegi care nu aveau niciun scop în viață, care parcă trăiau de azi pe mâine, care nu știau ce vor de la viață, nu știau unde și înspre ce se îndreaptă. Și nu, asta nu-mi plăcea și parcă eu mă simțeam un gol în inimă și parcă eram nimeni. Dar m-am transferat în Elimul Nou și aici interacționam cu oameni creștini, vedeam cum întotdeauna au dispoziție, întotdeauna sunt binevoitori și vreau și eu să fiu așa, într-un fel. Pentru că parcă un izvor în ei, nesecat, într-un fel. Eu de multe ori caut o sursă ca să am dispoziție sau trebuie să mă motivez ca eu să am dispoziție, dar ei parcă izvoresc dispoziția asta din ei și sunt fericiți, chiar dacă poate nu sunt bogați sau au și ei probleme, dar de fericiți sunt fericiți, sunt împliniți. Am fost un adolescent cam așa dificil, eram foarte mândră, poate, da? Și am observat cum Dumnezeu lucrează la caracterul meu și, adică, cu 2 ani în urmă am luat botezul cu Duhul Sfânt și am observat că nu sunt perfect nici acum, dar știu că și observ cum Dumnezeu oricum lucrează și eu tare tind spre înțelepciune și eu știu că numai Dumnezeu poate tindea adevărată înțelepciune și El este, adică, începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu. Eu tot am crescut într-o familie creștină și de mic sunt în biserică, dar niciodată nu am, adică făceam din obișnuință. Nu făceam pentru că eu vreau să mă duc la biserică, pentru că chiar aveam o relație cu Dumnezeu. Făceam pentru că mama mă lua în fiecare duminică la biserică sau pentru că
alteori, pentru că eram obișnuită deja când fiecare dimineață, duminică, mergeam la biserică. M-am crescut mai mare și chiar am înțeles că asta nu este de ajuns și am nevoie ca să cresc spiritual și am nevoie de o relație cu Dumnezeu. Și de aceea am decis să iau botezul în apă. Și asta cred că dacă să încheie un legământ cu Dumnezeu și vă spune tuturor că chiar sunt, îl accept pe El ca tată, cred că asta mă va ajuta mult să mă apropii de El. Eu niciodată n-am înțeles atunci când oamenii spuneau că s-au pocăit și s-au încheiat un legământ cu Dumnezeu, nu înțelegeam ce s-a schimbat în ei. Ce a făcut să pocăiască, să iasă în fața o tată biserica și să recunoască spăcătoși. Asta era ceva straniu pentru mine. Și eram într-o zi la predică, la noi în oraș, și predică era despre jertfa lui Iisus. Și eu simt așa mă că predicatorul a spus că Iisus a murit pe cruci și eu simt că el descria în detaliu. Descria aceste chinuri, aceste momente și simt că eu am început să tremur toată acolo pe scaun. Și atunci când am fost chemată la pocăință, adică am ieșit fiind chiar am simțit nevoia asta și am realizat că sunt chiar păcătoasă. Și am decis că am nevoie de salvare. Recunosc că sunt o persoană ideală și Iisus are foarte multe lucruri de schimbat în mine și El lucrează. Și ceea ce face El pentru mine, eu văd că în fiecare zi El chiar mă schimbă și de fiecare dată atunci când mă simt singură sau am impresia că nimeni nu-i pe lumea asta în afară de mine, eu știu că El este alături de mine și chiar desori îmi găsesc într-însă liniște. Am o pace și nu mai am... Mă gândesc mereu că o să rămân singură, că cineva să mă les și eu voi rămâne singură pe lume și nu voi avea pe nimeni alături. Știu că Iisus va fi și chiar nu cred că mai sunt persoane de care eu aș putea să spun că fără El nu mai pot trăi sau... Mă numesc Emilia. Am crescut într-o familie în care mama mi-a vorbit despre Dumnezeu. Știam cine este Iisus, știam ce a făcut Iisus pentru omenire, dar nu am dat o importanță atât de mare lucrului acesta. Am crescut, am pășit în viață și încercam întotdeauna să-mi rezolv problemele singură. Încercam întotdeauna să iau decizii pe care credeam eu că sunt decizii bune. Dar ieșuam și întotdeauna mă luptam cu un gol în suflet pe care încercam să-l umplu cu ceva și nu reușeam. Deci nici banii, nici lucrurile materiale nu reușeau să-mi umple golul din inimă. Până într-o zi, când am înțeles că de fapt Dumnezeu stă la ușa inimii mele și bate, dar... Totuși este o limită. Nu pot să-L amân mai mult. Știu de mult de Biserica Philadelphia. Am fost plecată mulți ani din țară și atunci urmăream online predicile de duminică. Deci, dar oricum simțeam lipsa de a fi într-o biserică și de a comunica direct cu persoanele și de a avea o relație mai strânsă. Deci nu era de ajuns. Au fost anumite circunstanțe în viața mea, dar au fost niște momente un pic mai dureroase în viață, care m-au făcut să înțeleg că fără Dumnezeu nu pot să merg mai departe. Și mă bucur că am avut aceste circunstanțe, deși dureroase, pentru că acum înțeleg cât de important este Domnul pentru mine și nu l-aș schimba pe nimic. Îmi pare rău că l-a făcut atâta să aștepte, dar acum sunt fericită pentru că l-am pe Domnul, l-am pe Iisus și am învățat să iubesc și să iert și să iubesc necondiționat așa cum a făcut Dumnezeu cu mine. Cred că Iisus este salvatorul meu și... Și îi mulțumesc pentru asta. Încă din copilărie, mama obișnuia să-mi vorbească despre Dumnezeu și să-mi citească din Biblia pentru copii. Știam ce înseamnă a fi creștin și de ce oamenii merg la biserică, dar niciodată nu am luat acest lucru în serios și nu am crezut aceasta la nivel personal. Credeam că Dumnezeu este... un Dumnezeu îndepărtat, un Dumnezeu deja depășit și această idee îmi părea oricum deja demodată. Dar odată, la una dintre evanghelizări,
Mi-am pus întrebarea dacă Dumnezeu într-adevăr există și dacă da, atunci unde este El și care sunt lucrările Lui. Atunci am experimentat o reînnoire a mentalității, a gândirii și a ceea ce eram eu. Și odată cu această reînnoire, l-am și găsit pe Dumnezeul cel viu și adevărat. Iisus mi oferă pacea zilnică și o liniște și o siguranță deplină că El este Domnul meu și că El are grijă de mine. Botezul este într-adevăr necesar, deoarece acesta este un lucru care demonstrează că tu ți-ai lăsat vechea ta viață și păcatele anterioare în spate. Și ceea ce vine în fața ta este mult mai extraordinar și merită să faci acest pas. Mă numesc Groza Victor. Sunt student acum la universitate. Eram orbit de Dumnezeul acestui veac. Totul mi-era întuneric în suflet, în inimă. Gândurile mele erau la plăceri, la furat, la băutură, țigări, bătăi. Îmi plăcea foarte mult, totul se rezolv prin pumn, adică legea mea era pumnul. Păi și cum s-a întâmplat, am început să discut cu un evreu penticostal. Când am început vorba cu el, am simțit ceva deosebit, o dragoste. Eu cred că el într-adevăr a fost omul care a fost trimis pentru mine ca să fiu îndreptat. Doar numai pe el am început să-l înțeleg. Când am început să-mi dau seama ce este bine și ce este rău, îmi dădeam seama de acum și ce este păcat. La un moment dat m-am căit pentru păcatele mele, îmi părea foarte rău și odată când m-am pus în fața lui Dumnezeu în genunchi, în camera mea, mi s-a făcut rușine și mi-era urât de mine, mi-era scârbă de mine, că îmi părea rău pentru tot ceea ce am făcut. Păi și cum îmi părea rău, mă rugam la Dumnezeu să mă ierte, am început să mă rog să mă ierte. În inima mea a început o scânteie a iubirii, o scânteie a ceva uimitor, ceva plăcut. După momentul pocăinței, am început să caut o biserică, am început să-L caut pe Iisus. Am început să... și nu doar la o biserică, dar de multe ori priveam și pe internet. Și tot unde, în Biblie, tot unde era despre Iisus, bunătate, eu începeam de acum să-L caut. Simțeam că am nevoie de El, căci fără El de acum nu mai pot. Simțeam foarte mult lipsă. Nu mai știam de acum cum aș putea trăi o viață fără Iisus. Când am început să cred, am simțit o ușurare pe inimă, am simțit că zburam un fel, eram foarte ușor și foarte bucuros, eram o bucurie enormă aveam, o fericire, o ceva așa plăcut, era din nedescris, nu pot reda. M-am hotărât să iau botezul, de asemenea a durat câtva timp, până când tot de asemenea nu m-am aflat printre mai mulți creștini, că ei au început să mărturisească de acum despre ei, cum s-au botezat, când s-au botezat, de ce s-au botezat. Și când am început să înțeleg și eu, într-adevăr, botezul este ceva, o mărturie, am înțeles că nu el iartă, nu botezul iartă păcatele, dar credința din om iartă, dar este nevoie pentru un creștin ca să fie martor, atât celor văzuți cât și celor nevăzuți. De acum înainte vreau să-mi dedic viața doar lui. Până l-am întâlnit pe Domnul, eu eram ca oșcare. Știam de Domnul, cum îl căutam, dar totuși eram departe. Am avut așa o greutate că eu m-am adresat la Domnul. Doamne, ajută-mă! Dacă, Doamne, Tu mă ajuți, eu am să citesc Biblia. O venit timpul, întâmplător în casa mea, a apărut Biblia pe minune. Sașa a lucrat la o biserică și acolo el a primit în cadou o Biblie. Și în așa fel a apărut Biblia în casă la mine. Am văzut Biblia, m-am bucurat.
Am luat-o în limba moldovenească, era scrisă. Am citit-o cu plăcere, cu toată inima și retrăind încă. Și așa mi-a fost, mi-a dat că eu să citesc Biblia, eu am citit-o. Dar mai departe, știți, m-am oprit, parcă așa și trebuie mai departe, ca că nu-i nimic. Alina Nora e participat la Philadelphia. După ce Alina a fost botezată cu Sfântul Duh și botezată și în apă, e s-a schimbat. A fost cazul când Alina și Sasha s-au adresat la mine. Mamă, vine și te rogi cu noi. Eu am spus, voi cu a voastră, eu cu a mea. Și într-o parte, dar totuși din altă parte, mă atrage să ascult, cum ei se roagă. Am venit la biserică, pentru mine asta era nou, am înțeles totul cum și reprezintă Domnul pentru noi. Și la orice care propunere de a veni la biserică, eu de-am început să vin cu inima deschisă. Și nu că deschisă, dar alergând. Și cred că Iisus și-a dat viața pentru noi. Cred că El, pentru toată lumea, pentru toate păcatele noastre, pentru toate tot rău care îl are lumea, Domnul Iisus Hristos a luat asupra Lui. Eu cred între aceea că Domnul ne-a iertat păcatele la toți. Cred de aceea că El a înviat a treia zi. Eu cred că Domnul întotdeauna e cu noi. Eu cred că Domnul întotdeauna cu noi. El deschide inimile la tăți. Datorită copiilor mei, eu l-am aflat. Eu cred că am catat, am găsit, dar totuși până la capăt n-am ajuns. Eu îl caut mai departe pe Domnul. Vreau să fiu în mâinile Lui. Mi-am pare bine că eu l-am găsit pe Domnul. Mi-am pare bine că l-am găsit și îmi pare bine, mă bucur de copiii mei că s-au schimbat și în casă toate lucrurile s-au schimbat înspre bine. Toți suntem schimbați și orice n-ai face, știu cu Domnul e alături, El vede, El e cu noi. A fost 14-a clasă, numai tata lucra, dar mama nu lucra, că e trebuie să uit după noi. Și tot de cuvânt n-a ieșit niciodată, când în chiar palat ca și ea. E umblat mult acolo. Și apoi undeva v-o bătică, v-o lună, două, dar a fost tu știam, și apoi de verșoar mi-a spus. Și a venit și că de atunci. Și, da, și eu de atunci gata, aici e, că eu mereu de zi duminica. Duminica și vin cu depoței. Asta, asta foarte, lumea trebuie să creadă că este, este o putere și este, Iisus este pe pământ. Este. Și eu cât ați trăiesc, numai eu ați cred întrețul că El îi dă de viață și de putere. Eu vin cu inima deschisă aici. Eu cred că Iisus a murit pentru păcatele mele, Iisus pentru viața mea, deodată că eu stăiesc și eu cred în El. Cred. Ce de asta? Stăteam la oprire și era undeva vă spre și sala. Și de unde s-a luat asta o mașină așa pe trotuară și m-a pălit. După asta Dolea a venit prietenii de lor, nu știu, cu Volga și a deschis asta, cum zice, bagajul și o așteptat maica lui și m-a zvălit de mâine picioare, m-a zvălit de bagaje. Și m-a dus la treilea spital la Rășcalovca. Și de acolo asta m-a zvălit, nu m-am dus în spital, dar m-a zvălit în Tufare. Și acolo m-a găsit un domn care lucra pe salvare. Și m-a dus de la spital. Și m-a dus la el tat, că avea trei copchilași. Că eu când eram, atunci mama când era mic, el a bătizat, eu n-am înțeles nimic. Dar nu e că e mare, așa nu înțeleg, da, e că mă ipotez. Și vreau să fiu prin viața cu Iisus. Și cât ați trăiesc, eu numai cu desul să fiu. Știu că El mă îndreaptă pe drum drept.